Street photography. Pentru pedofil. Varianta pentru pedofil. De fiecare dată când mă duc la Arad, stau la un hotel, numește Lotus. E foarte bine poziționat pentru mine. Și cum stau acolo deja de foarte multă vreme, mă înțeleg foarte bine cu patronul și sunt prieten bun cu fiul patronului, cu Cristi. M-am dus în primăvară la Arad. Cristi e un personaj de ăsta care e interesat de tehnici, de tehnologie, de telefoane, de ceasuri, de brățări, fitness, de tot felul de chestii de astea. Și, na. Și în același timp se dă foarte mult cu bicicleta. Și îmi zice, hai bă, să te dai și tu cu mine. Na, mă duc să mă dau cu el. Vedem, am luat de la el o bicicletă. Am zis, hai să văd și eu ce se întâmplă, pe unde mergem, cum mergem, și mi-am pus aplicație pe telefon. Adică nu mi-am pus-o, aia care e, nu știu, Samsung căcat cu mac, cu pași, cu trasee, cu pula mea. Bă, și ne dăm, nu știu ce. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes of diamonds keep me up with the thought that it could be this rough. No point in trusting anyone. Pornind de acolo, avem discuția despre ceasuri de astea care îți înregistrează traseul și, mă rog, chestiile astea, așa. Bun, și cumva că eram așa pe gândire, oare să-mi iau și eu, să nu-mi iau, să... Îmi iau și eu o chestie de asta, ce să fac, știi? Și pe la începutul lui august îmi trimite un link. Bă, uite aici, Mi Fitness 5, tocmai a ieșit. E foarte bună, e super tare, ia-ți-o că merită. 2 milioane, 1.800.000, ceva de genul, mă rog, că... Nu mi-a supărut foarte mult. Și mi-am cumpărat. Ceea ce trebuie să înțelegeți voi în povestea asta
este că eu nu știu dacă am purtat vreodată ceas. Probabil că am purtat când eram mai mic. Adică cu siguranță știu că taică mi-o luase când eram prin clasa 6-a, 7-a, atunci era mare șmechereală. Ceas de la cu melodii. Dar bineînțeles că și ăla s-o rup la un moment dat ceva la brățară și gata, s-a terminat distracția. Dar nu s-a obișnuit să port nimic la încheietură, la gât, lanț, brățări, fitness-uri, prostii de astea. Bun, și mi-au brățara asta, bineînțeles, îmi ajunge, am luat-o de pe net, îmi ajunge pachetul, ăla mea, fainucă, adică na, neavând cu ce s-o compar, mi s-a părut ok, aplicația nu cine știe ce, dar puteai să o legi cu aplicațiile astea, nu știu, Google Fit, Samsung Fit, mea, aplicațiile de la ăștia, la alți, și era ok. Mă rog. Nu știu când mi-a venit, sincer, nu-mi dau seama, dar undeva, să zicem, pe la mijlocul lunii august, la începutul lunii august, nu mai țin minte exact când am când am făcut rost de ea, când am mi-am luat-o. Îți înregistra somnul și chestii de astea și zicea cum ai dormit și câți pași ai făcut și pula mea, prostii de astea, nu. Ce faci, o brățară de asta? Nu mă pricep, sincer să fiu, nu? Dar Cristi fiind în temă și el zicând că e bună, am zis, no, bun, ok, hai că o iau, știi, și ieftină, adică, na, mă, 2 milioane. Și bineînțeles că, în momentul în care m-am dus la Cluj, aveam pe mâna asta. Știu că atunci când m-am dus cu indianul, o aveam încă pe mână, că m-am uitat la ceas, că era numai jumătate de oră voie să te duci sau mă rog. Și m-am uitat la ceas. Iar când am ajuns la Zalău să alimentăm, deci după ce m-am întors, am ajuns la Zalău să alimentăm, să dau jos geaca, că era și un pic lipită de mine, da? Nu neapărat asta era problema. Brățara respectivă, destul de ciudățică așa, mi s-a părut. Și am prins-o de mai multe ori desfăcându-se singură. Adică nu neapărat singură, dar când mă frecam cu ea, ba de pernă prin pat, ba de masă, cum țin mouse-ul, să mai nu știu. Cum prindea ceva mititel să se aghețe și era din cauciuc, deci destul de... Da, retentivă așa. Și bineînțeles că cred că la Zalău când am dat jos geaca am pierdut-o. Adică nu, o rămas acolo, eu am aruncat geaca, nu m-am mai uitat, pula mea. Gata, ceau, știu. Deci am avut și eu ceas anul ăsta 2 săptămâni sau ceva de genul. Asta a fost povestea mea cu ceasul. Nu cred că, adică nu știu dacă să mai îmi iau altceva sau nu. Adică mi-a trebuit câteva zile să o, nu știu, să
să mă obișnuiesc cu ea pe mână. Și nu cred că m-am obișnuit în totalitate, dacă-s perfect sincer. Iar acum, oarecumva, dacă stau să mă gândesc, nu știu ce, dar parcă n-aș... Nu știu, parcă n-aș mai vrea să-mi iau. Nu știu la ce ajută chestiile astea, de fapt, până în capăt. Era interesant că puteam să văd mesaje, nu mai e să mă uit la telefon dacă e ceva, citeam pe ăla. Cred că asta, cred că notificările au fost cea mai... Nu știu, cred că utilizarea cea mai mare pe care i-am dat-o. Că altceva... Bine, suna pe mână când suna telefonul, deci dacă cumva erai pe mut sau ceva, mai vibra ăla pe mână. Da, faza asta cu notificările, faza că ți-o înregistra pașii destul de ok, adică faza asta cu pașii era chiar ok. Asta că pulsul și nu știu ce, bătăile inimii și nu știu, astea... Dat fiind faptul că se măsoară cu ceva rază de lumină, nu știu ce să zic, știi? Nu știu dacă e chiar așa de accurate, dar nu cred că te interesează chiar așa de accurate. Dar în principiu, nu, a fost ok. Cumva. Am avut și eu ceas. Mă mai uitam la ceas uneori. Eu nu prea s-o obișnuit să mă uit la ceas, cum n-am purtat ceas, nu sunt prea curios cât e ora alte. Dar așa ca idee, ce să zic, cred că m-am înțeles ok cu ea. Nu știu dacă mai am chef să-mi cumpăr alta. Faza e că mi-am dat seama că asta e problema cu brățara. Și aveam deja deschis pe browser niște brățări care se leagă normal ca o brățară de ceas, de alea din piele cumva. Numai că fiind așa, căcatul ăsta avea o formă așa, o ovală cumva. Și avea un soclu în care trebuia băgat, că altfel n-avea cum să o prinzi de nimica, nu avea prinzător de alea la capete, deci soclu ăla o ținea. Ea era așa ca o pastilă, cumva. Normal că trebuia căutat niște variante care să... Soclu ăla să fie și cumva cauciucat, ca să o țină și să nu lase să... sară de acolo dacă te lovești de ceva sau, mă rog, și în același timp să aibă și cureaua de piele sau ceva, ca să pot să o țin și eu pe mână cum trebuie. Și găsisem la un moment dat ceva, bine că n-am dat comandă, că mă trezeam că am brățară, dar nu mai am ceas, știi? Deci, cam asta a fost fail-ul cu ceasul pe anul 2020.